fac profesionistele. Mai durează un pic, mai... Vreau să vă îndrept să mergeți acolo, pentru că de acolo o să plecăm și facem flux. Nu, da? Asta era ideea. Până acum nu vreau să ne formalizăm. Da, mergem, nu facem un tur de așa și la sfârșit. La sfârșit vorbim? La sfârșit facem declarații. Să vorbim în cunoștință de cauză și să formulează niște întrebări. Maxim 15 minute. Acum depinde și de dumneavoastră câte întrebări o să mai puneți. O să facem un traseu obișnuit al unui pasager care intră în aeroportul Bacău. Noi propunem formatul ăsta, să ne ducă doamna directoare, să ne ducă, să ne facă turul terminalului. Și la sfârșit aici fiecare mici... Între dumneavoastră ce mai aveți? Întrebări. Da, exact. Puteți să puneți întrebări și pe parcurs, da? Bună ziua din nou, haideți să nu ne formalizăm foarte mult. Intrarea pasagerilor ați și văzut, v-ați făcut o imagine despre cum vom procesa în viitorul imediat apropiat toți pasagerii. În partea dreaptă sunt check-in-urile, prima zonă în care se oprește un pasager. Vedeți că față de vechiul terminal, zona este mult mai lejeră, ca să nu spunem că e chiar mulțumitare din punct de vedere al spațiului. Sunt 8 porți de check-in. Ne dorim să fie cât mai ocupate în viitorul cel mai apropiat. O să vă rog frumos, după aceea, în spatele dumneavoastră, să începem să facem pașii pe care i-ar face un pasager atunci când este procesat. Hai! De data asta o să aveți voie să intrați prin porțile de securitate fără să întâmple absolut nimic. Asta este și un... Nu, nu trebuie să dați absolut nimic jos. Este zona în care colegii noștri de la SRI pregătesc ceea ce înseamnă accesul pasagerului. Îl lasă să se îndrepte către zona de poliție de frontieră dacă o să accepte, dacă are o variantă de cursă externă, sau zona de interne dacă are o variantă de cursă internă. Tot ceea ce vedeți dumneavoastră ca și spații sunt cele de pregătire pentru persoane care mai necesită a fi intervievate, cărora trebuie să le... Nu, vă duceți așa, urmăm cursul de aici. Uitați-vă după săgeți. După săgeți, vă rog. În momentul în care trebuie să-și preia din nou bagajele după ce au fost controlați, iar în zona dumneavoastră de în față aveți cabinele de frontieră.
distanța regulamentară pentru a le se putea face un profiling adecvat, să nu avem niciun fel de surprize. Prezentăm documentele la control. În cazul în care nu avem permisiunea din punct de vedere al frontierei, avem posibilitatea să fim coordonați din nou înspre ieșirea aeroportului pentru alte verificări. Asta e un perete despre care o să revenim. Să-l vizualizați, da, începe deja de acolo și o să povestim despre el la final. E un perete care, din punct de vedere estetic, nu și l-a dorit nimeni, nici proiectant, nici... Era sticlă, nu? Dar, da, era sticlă. Era sticlă, da. Avizul ISU... Ne-a impus. A impus, practic, acest lucru. O să vă povestim, o să vă dau la președinte mai multe detalii, că l-a trăit toată... Intrăm pe zona poliției de frontieră. Mulțumim. Și ne-am relaxat, ca să spunem așa, de toate formalitățile de verificare. Avem un aeroport modern, avem și o zonă de duty free. Presupun că multă lume și-a dorit în interiorul unui aeroport să aibă și o zonă de relaxare înainte de a pleca în călătorie. Ea nu este deocamdată echipată, pentru că aici sunt niște formalități de securitate foarte amănunțite care vor trebui făcute în momentul în care zona o să fie declarată ca zonă restricționată. Avem acum imaginea pe care le-am dorit-o de atât de mult timp a unei săli de plecări. Și o să facem o mică pauză, așa, ca să puteți numai să-ți faceți un exercițiu de memorie cum arăta zona aceasta înainte, cum arată acum. O să vă rugăm să faceți abstracții de zona aceea de gard de securitate, pentru că pe viitor o să vedeți avioanele foarte aproape de zona terminală. Da, dispare tot gardul acela. Este un gard de delimitare pentru șantier. Exact. Tot în partea asta la altă aveți posibilitatea să vedeți acest perete care, dacă ar fi fost de sticlă, ar fi arătat într-un fel. Am încercat noi să găsim acolo o soluție cu scaunele printre. Probabil că dacă ar fi fost sticlă, domnul președinte, mă gândesc că altfel ar fi arătat. Deci asta este zona de plecări pe externe, pe care noi o putem extinde în cazul în care nu avem plecări pe intern. Putem lăsa ușile deschise de intrare în zona de plecări interne și spațiul se mai mărește considerabil. Mai faceți-o... Porți, patru sau trei? Porțile, aici sunt două porți și încă una în partea cealaltă, trei de toate. Intrăm în zona de interne. Ați vizualizat zona de interne, se va intra prin această locație, nu facem circuit așa cum am făcut acum. Sunt reguli de securitate care trebuie experimentate. Și să ne dorim, cel puțin avem în plan și o să vă comunicăm în imediata perioadă și vești bune legate de eventuale cursuri interne. Iar acum o să vă arătăm, să spunem așa, un echipament extrem de costisitor care are legătură cu verificarea bagajelor. Este un echipament care a fost nici mai mult, nici mai puțin de 1.400.000 de euro. Este un echipament pe care nu o să mai aveți posibilitatea să-l mai vedeți întrucât într-o zonă de restricție cu reguli foarte clare și precise. Și noi, cei de la aeroport, avem condiționări vis-a-vis de intrat în acel spațiu. E un echipament care va fi predat colegilor, în custodie colegilor de la SRI. E spațiu ceva mai îngust și o să vă rog să fiți foarte atenți, că noi avem personal care este acolo, dar, repet, 1.400.000 de euro, trebuie să mișcăm ușor în jurul lui. Reușiți? Colțurile, că după aia avem treabă din nou. Haideți, doamna Silvia. Haideți că e îngust, nu avem cum altfel. Mulțumim, domnule. Aici astfel.
prima oară. Deci întorceți-vă da, invers și fiți atenți. Da, da, scanează bagajul și cuvintele de securitate. Deci, cei care nu-i acolo, bagajul este corezon automat, bagajul de cadă. Are posibilitatea să analizezi și să detecteze explozibile, așa, și un CT care dă imagini pe nivelul 2 și nivelul 3. Sistemul are 5 niveli. Nivelul 1 la check-in, nivelul 2 automat la bagaje, nivelul 3 primul conveyor, nivelul 4 următorul, iar 5. IDS-ul i-a spus că nu e ok și l-a dirijat pentru nivelul 2 de acces. Acest, dacă era ok, dacă era, da, să ducea mai multe și vedea caruselul de bagaj. Mi-a dat pe nivelul 2, acolo un operator de securitate de bagaj. Pe el fiind de 30 de secunde, acolo. Ia uite, că este la nivelul 3, unde un operator de securitate de bagaj de 100%. Dacă lucrurile sunt ok, îl dă clear și pleacă la carusel. Dacă lucrurile nu sunt în regulă, îl trimite la nivelul 4, unde un operator de securitate îi face o evaluare pe un aparat de control cu raze X stand-alone. Dacă nici acolo nu se clarifică în mod rezonabil că lucrurile sunt în regulă, pasagerul este chemat pentru o reconciliere. De asemenea, de, pe linii operaționale extrem de costisitoare, a căror montare a durat ceva timp, a trecut și acest echipament prin foarte multe teste. Nu, aia de lingură, acela, ăla. Da, deci asta este zona în care așteptăm bagajele atunci când venim de pe extern. O să vă arătăm în partea stângă zona de așteptări bagaje când venim de pe intern.
ce numește-ți sensibilitatea spre zone luminoase. Este o zonă ca și arhitectură care a ieșit foarte frumos pentru că ne-a permis, ne-a dat posibilitatea tot ce înseamnă ferestrele de pe partea stângă. Aveți un alt echipament tot de primir bagaje, o sală la fel de mulțumitoare din punct de vedere al spațiului și pe care sperăm să o utilizăm cât mai curând posibil. Urmăm circuitul către zona publică din nou și aici am făcut în așa fel încât să avem posibilitatea să așteptăm într-un cadru, în sensul că am mai pus mobilier separat. Partea de porțile de check-in, acolo unde o să facem și declarații. Un pic muzica. Muzica, da. Se poate? Da. Noi am vrut să creăm și ambientul pe care nu prea aveam dincolo. Da, au apreciat. Dacă cer. Da. O să continui eu să spun câteva cuvinte după ce am făcut acest tur al pasagerului. Și de la plecări spre aeronavă și de la aeronavă la sosit, întorcându-ne aici la check-in. Vreau să menționez că finanțarea acestei investiții este Consiliul Județean și poate astăzi nu aș fi vorbit aici în calitate de președinte Consiliul Județean dacă nu era echipa veche care am invitat-o aici, domnul Benea, domnul senator Benea și domnul deputat Floroiu, care au atunci președinte și vicepreședinte a Consiliului Județean și care au început această investiție pe care și-o doresc și-au dorit-o toți băcăoanii și sper să ne regăsim în această investiție, iar eu împreună cu domnul primar avem această misiune de a continua și de a finaliza tot ce a mai rămas. Nu au fost probleme niciodată cu plățile, deci întotdeauna a fost prioritate maximă a plăților la tot ce s-a făcut aici. Am monitorizat Consiliul Județean îndeaproape stadiul efectuării acestor lucrări și din momentul în care am preluat-o anul trecut, nu mai știu, era 30%, 40%, am avut grijă ca să finalizăm. Nici un moment, și asta trebuie spus, pentru că activitatea de trafic nu s-a oprit niciodată în aeroport, a fost funcțional. S-a lucrat sub sarcină, deci este, trebuie să menționăm că nu este atât de ușor. Noua investiție respectă toate standardele conform legislației specifice în vigoare, iar condițiile privind securitatea și siguranța cetățenilor au fost respectate și sunt respectate în continuare în aceste condiții. De asemenea, aș vrea să menționez că aici, în zona în care suntem, permite procesarea aproximativ 300 de pasageri pe oră, ceea ce înseamnă optimizarea actualelor rute, dar și noi destinații care sunt luate în calcul. De asemenea, aș vrea să mai menționez un lucru, că sunt și alte investiții care Consiliul Județean le-a sprijinit și vorba de două companii aici care au făcut investiții, vorba de un hangar și un depozit, un depozit specific de carburant de către societatea OMV Petrom și cealaltă este societatea noastră, compania noastră băcăoană de demani. Eu sper ca toți băcăoanii să regăsească în această investiție, cu toții ne-am dorit-o, ea să, după cum vedeți, prinde contur, nu rămâne altceva, atât eu cât și domnul primar, tot ce este să accelerăm cumva și să finalizăm. Prioritatea noastră acum rămâne vis-a-vis de finanțarea la pistă, proiectul tehnic este finalizat, ne ocupăm de documentația de atribuire prin licitație, este pe locul 2 în master plan și
mă opresc aici. Da. Da, vă dați seama, nu e întâmplător aleasă ziua de astăzi, 9 noiembrie, practic astăzi se împlinesc fix 2 ani de când a fost dat ordinul de execuție, ordinul de începere pentru execuție. Ordinul pentru proiectare a fost dat în august 2015. Pe 9 noiembrie 2015 a fost dat ordinul pentru execuție. Cele două doamne, doamna Andreescu și doamna Dubrani, își amintesc foarte bine. Încep prin a felicita și mulțumi totodată diriginte de șantier, constructorii de aici, instituțiile implicate în funcționarea aceasta sub sarcină, pentru că, într-adevăr, erau două opțiuni. Opțiunea de a închide cu totul aeroportul și să-l repornim în momentul acesta, probabil, și în acești doi ani băgoanii să fi mers în alte locuri pentru a zbura în Europa, sau opțiunea de a lucra sub sarcină, și s-a optat pentru aceasta, care evident că a generat și multe nemulțumiri, dar a menținut traficul în vigoare și la niște parametri destul de înalți, aproximativ 400.000 de pasageri pe an, e o cifră importantă pentru municipiul și județul Bacău. Și de asta am ținut să felicit toate instituțiile implicate în această operațiune, nu simplă, mixtă, hibridă, cum doriți, de a realiza și această investiție și în același timp de a opera și procesa pasageri. Vă reamintesc că, sigur, dacă vreți să facem haz de necaz, datorită unei instituții din statul român, Romața, această investiție ar fi putut să fie finalizată complet astăzi, dar deși noi am notificat pe 14 august 2015 Romața că vrem să facem un proiect aici și să-și pregătească toate achizițiile de dotări și ce au ei nevoie pentru a funcționa aici, nici în 2016 și nici în 2017 nu au prins în buget achiziția de aceste aparate și practic ne-au ținut cam mult în loc. Nici astăzi ele nu sunt sosite. În continuare se lucrează, se va opera cu turnul vechi și turnul nou va fi funcțional în momentul în care Romața îl va dota 100%. Vă amintiți de altfel că în martie-aprilie 2017, anul curent, când a fost ministrul transportului la vremea respectivă, domnul Cuc, s-au făcut diligențe la Romața, abia atunci au început procedurile pentru achiziții. Pentru că s-au terminat toate piesele acestei investiții, mai puțin parcarea, care este realizată în proporție de 35-40%, deci practic doar 100 de locuri din cele 300 viitoare, doar 100 sunt funcționale. Și acest turn care încă, vedeți, și nu se poate demola vechiul terminal și vechiul turn, astfel încât să te poți extinde cu parcarea. Și nu este un motiv de bucurie, pentru că toată această investiție ar fi putut fi gata astăzi la cheie. Dacă astăzi era gata, practic, v-am mai spus și la ultima întâlnire aici, un adevăr cu care se izbesc toți ordonatorii de credite, primării, președinți de consilii județene, datorită legislației în achiziții publice, acest obiectiv aproape că a stat mai mult în achiziție decât în execuție. Datorită contestațiilor, datorită procedurilor extrem de complicate. Dar acum, grație, în ghilimele, instituției Romața, toată această investiție probabil va fi finalizată atunci când afară va fi mai cald și va permite demolarea și turnarea de beton pentru viitoarea parcare. Deci, practic, luna martie sau aprilie putem vedea finalizată această investiție, de care, într-adevăr, băcăoanii aveau nevoie și le mulțumesc și lor și le cerem și scuze pentru condițiile care au fost în ultimii ani aici, condițiile de procesare, dacă pot să spun așa, dar zic că a fost și important că au putut decola din Bacău și ateriza în Bacău, în destinațiile pe care le oferă astăzi și le-a oferit aeroportul internațional. Sigur, oful meu mai vechi, îl știți, e și strada care, o să ne spună domnul primar ce s-a întâmplat cu acest obiectiv, care a fost amânat an de an, timp de aproape 6 ani. Prima solicitare, mi-aminteam cu doamna director, prima solicitare a fost în 2009-2010 de extindere
a străzii, pentru că strada este și ea depășită din toate punctele de vedere. În fiecare an dumneavoastră și Băcăoanii au fost păcăliți că e prinsă la buget, că se face proiectarea, că se face ZF-ul, că nu știu când se face execuția. Vă amintiți schimbul de replici între palate, dacă pot să spun așa? S-a demonstrat și se poate oricând verifica această stradă a aeroportului nu a fost niciodată prinsă, nici măcar pentru proiectare. În iulie 2016 a fost primul pas făcut și o să vă detalieze domnul primar. Eu cred că Băcăoanii, într-adevăr, se pot mândri cu acest obiectiv. Îi mulțumesc tuturor, îi felicit. În primul rând, sigur, inima, sufletul și placa turnantă a acestei investiții care a stat pe drumuri între Bacău și București e doamna director Chelaru, nu de una singură, dar cam acolo era nodul la dânsa. Știe foarte bine câte drumuri a făcut și la Bruxelles pentru aceste investiții, pentru că aeroportul Bacău, având un trafic peste 200.000 de pasageri, a trebuit mereu să notifice și să facă documentație pentru documentație de ajutor de stat la Comisia Europeană la Bruxelles. Aeroporturile sub 200.000 de pasageri nu au avut această obligație. Un alt obstacol cu care conducerea aeroportului și a Consiliului Județean s-au întâlnit și se vor mai întâlni. Sperăm să înceapă cât mai repede și achiziția la execuție pistă și să stea cât mai puțin în contestație. Da. Cred că ceea ce am vizionat noi astăzi este unul dintre principalele aturi pe care le are municipiul Bacău. Cred că suntem principalii beneficiari, orașul, reședință de județ. Nu pot să spun decât foarte strict și foarte exact că această echipă continuă să țină de cuvânt, așa cum am zis-o și la alte investiții pe care le-am inaugurat anul acesta și nu putem trece cu vederea implicarea acestei echipe care a fost până acum la Consiliul Județean, domnul președinte Benea, domnul vicepreședinte Floroiu, cu finalizarea acestui obiectiv investițional de către domnul președinte Brașovean. De altă parte, felicit și pe doamna director Chelaru, pentru că, exact cum spunea anterior domnul senator, fără dumneai, poate această investiție ar fi durat cu mult mai mult. Dincolo de aceste aspecte și de faptul că eu mulțumesc atât de sincer, o fac pentru că cetățenii municipiului Bacău, așa cum am mai spus, vor avea un atu în plus. Vor avea un atu în plus în acest aeroport, care, cum discutam cu doamnele, ceea ce am vizionat noi aici, de fapt, este doar terminalul de pasageri. El înseamnă cu mult mai mult și înseamnă o investiție cu mult mai mare, logistică, tehnică. E o chestiune foarte complicată. Pe de altă parte, cred că am ajuns în starea de normalitate între discuțiile, să zic așa, dintre parate, cred că este momentul în care Consiliul Județean, Consiliul Local al Municipiului Bacău, primarul și președintele lucrează împreună pentru interesul cetățenilor, nu pentru satisfacția vreunei dorințe politice, așa cum un gând strâmb acum câțiva ani de zile a putut să blocheze acest tip de investiție referitor la strada aeroportului. Eu am să mă refer foarte strict la această stradă și să vă spun că, într-adevăr, din iulie 2016 a început bugetarea acestei investiții, s-a finalizat documentația DALI, în luna decembrie se finalizează procedurile de licitație prin dispoziția primarului, nu de licitație, de expropriere, se finalizează în luna decembrie. Într-o variantă optimistă putem discuta de proiectare plus execuție, care se vor finaliza undeva în termen de 6 luni, începând cu luna ianuarie. Aceasta este varianta optimistă, în contextul în care nu există contestații, nu există acele veșnice probleme pe care le întâmpinăm din punct de vedere legislativ pe achizițiile publice. Pe de altă parte, pot să vă spun că investiția pentru care am optat în această variantă de stradă este calculată la o dezvoltare și mai mare a traficului de pasageri. Nu am vrut să facem doar o străduță pe care să o inaugurăm repede, să tăiem panglic. Am ales cea mai grea variantă, respectiv 4 benzi plus bandă de urgență, ceea ce prezumă o schimbare foarte mare a infrastructurii de sub stradă, toate căile de comunicații și toate rețelele de gaz, de curent electric, telecomunicații și absolut tot vor fi mutate. Toate aceste proiectări sunt în momentul de față începute. Așa cum v-am spus, decembrie se finalizează procedura de expropriere.
În ianuarie începem proiectarea plus execuția să fie scoasă pe SEAB și într-o variantă optimistă terminăm în 6 luni. Dacă este să dăm crezare exclusiv componentei inginerești și să nu intrăm în această problemă veșnică a licitațiilor publice, execuția în sine nu poate să dureze mai mult de 5 luni de zile. Și eu îmi doresc din tot sufletul ca anul viitor, în această vreme, deja să funcționeze această stradă într-un tandem foarte clar cu aeroportul, în momentul în care intri în municipiul Bacău pe această cale aeriană, să poți intra în oraș pe un drum care să fie foarte bun și foarte corect pentru ceea ce înseamnă traficul din această zonă de frontieră și nu. Da, eu vă spuneam de 9 noiembrie 2015, astăzi de 9 noiembrie 2017, de obicei noi am făcut o regulă, vizităm un obiectiv, nu tăiem panglici, dar vizităm obiectivele cu o zi înainte de a fi puse în funcțiune. Nu se va întâmpla acest lucru mâine, deci pe 10 noiembrie nu va fi procesat primul pasager în nou terminal, dar pe data de 15 noiembrie doamna directoare ne-a asigurat că cursa de Bergamo va pleca de pe acest aeroport, deci miercuri 15 noiembrie practic va fi dat în folosință acest terminal. Noi am optat pentru această zi mohorâtă de afară pentru a marca cei 2 ani de când a fost lansat ordinul de execuție și poate și mass media și băcăoanii înțeleg uneori că o investiție poate dura foarte mult timp, vedeți? Nu e finalizată pentru că asta nu și-a achiziționat echipamentele, deși au fost notificați acum 2 ani. Nu e vina Consiliului Județean și a nimănui, dar e o realitate, e o birocrație pe care încercăm să o înfruntăm. La fel, primarul nu poate garanta că peste un an, pe vremea aceasta, deși scoate proiectare cu execuție, e finalizată o stradă de 506 de metri. Pentru că investițiile nu se realizează chiar așa ușor. Dar e clar că la aeroportul internațional George Enescu Bacău, începând cu 15 noiembrie 2017, lucrurile vor arăta cu totul altfel, așa cum ne-am fi dorit cu toții să arate mai de mult. Și modernizarea va fi continuă și în progres. Și probabil că totul va fi gata și gata și gata undeva 2018-2019. Nu e dependent numai de voința autorității. Da. Întrebări? Da. Dacă aveți întrebări. Este vechea problemă, domnul președinte, dacă îmi permiteți să răspund. Avem un aeroport nou din punct de vedere al terminalului. Înseamnă optimizarea celor existente, pentru că să știți că am mai renunțat la parte din pasageri, întrucât cele care la ora aceasta operează pe aeroportul Bacău plecau pline. Deci optimizăm cursele, ne gândim și la curse noi pentru că ne permite spațiu, ne permit zonele, ne permit porțile de check-in, vi le-am arătat cele de acces, în așa fel încât toate celelalte instituții ale statului să-și îndeplinească atribuțiile, la fel cum au făcut-o și până acum în condiții de siguranță și securitate, dar rămânem focusați pe cealaltă investiție de care v-au povestit antevorbitorii, și anume pista, care totuși deocamdată ne creează mici limitări. Dar, de principiu, avem, să spunem așa, gânduri bune că se vor înmulți și cursele pe aeroport odată cu această investiție. Bine, destinațiile sunt dictate de acolo unde merg oamenii. Noi ne-am putea dori o destinație cu, să spunem, cu Israel, cu Tel Aviv, dar se încarcă acea cursă, întrebarea este? E optimizată economic. Că uitați și aici, cursa Bacău-București. Înțeleg că s-ar putea să devină o realitate. Să vedem dacă, din punct de vedere economic, ea va rezista atât cât ne-am dorit cu toți, foarte mult timp. Să vedem dacă după 3, 4, 5 luni, ea, din punct de vedere economic, nu e o pierdere pentru operator. Nu? Înțeleg că Bacău-București e în discuție, e în pregătiri, dar calculele... Important e că sunt luate în calcul toate aceste discuții privind noi destinații și sunt în evaluare. Dar toți ne dorim acest lucru. Noi destinații. Altă întrebare. Dacă mai aveți... Ca o cuție din
Transilvania, Bacău, Timișoara, Bacău, Oradea. Păi și am vorbit mai exact înainte. Exact ce v-am spus. O să este sunt în analiză și în măsura care o să avem feedback-ul și acestor analize, pentru că se fac pregătiri anterior, o să vă comunicăm și alte posibilități sau pe care le-am putea avea în... Și intern și extern. Curse interne. Numărul mai mic de călători sunt și de maniera aceasta interpretate, sunt analize care sunt făcute la nivel de aeroport, sunt și analize care sunt făcute la nivel de companii aeriene. Cu siguranță, dacă vor fi solicitări mai puține, se iau în calcul, evident, și avioane de capacitate mai mică. În punct de vedere logistic, e creat. E ca o afacere până la urmă, la fel și ca în oricare alta și în aviație. Păi să înțelegem că vă lăsăm să vă mai bucurați deocamdată de tot ceea ce am reușit să realizăm și mulțumim frumos pentru toată deschiderea pe care ați avut-o, să fiți cu noi în aceste practic momente. Practic pe 15 noiembrie, nu? Practic pe 15 noiembrie dimineață, da. O să procesăm primii pasageri. Cred că o să fiți, eu așa am sentimentul că pe 15 noiembrie desfil la prima cursă de Bergamo. De pe nou terminat. Mulțumim! Da, să ne mulțumim!